Da, puteți da? Bună ziua, vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Obiectul acestei conferințe de presă ar fi o reorganizare pe care vrem să o facem în aparatul Consiliului Județean. O să încerc să explic motivele în câteva cuvinte. Bineînțeles ca și în zilele următoare să mai avem discuții pe subiectul care să-l dau mai aproape. Din ce am învățat la școală, din experiența de viață, din știți că am avut ocazia să studiez destul în țara asta sau în lumea asta, am fost inclusiv la Harvard. Acolo te învață când te apuci de o treabă, trebuie să stabilești obiectivele, strategia, misiunea ta și apoi trebuie să ai o structură care să urmeze aceste obiective, această strategie. Obiectivele și strategia, sau strategia noastră, ar fi Prahova pe primul loc, sloganul de campanie. Ceea ce înseamnă pentru noi să fim pe primul loc la atragerea de fonduri europene, să fim pe primul loc la o administrație eficientă, să creăm noi locuri de muncă, să avem spitale noi, să avem curățenie și tot ceea ce știți și dumneavoastră că este nevoie. Evident că pentru a face asta trebuie o structură de personal în stare să execute aceste obiective. Actuala structură de personal a Consiliului Județean, pe de o parte, am găsit-o plafonată, fără chef de muncă, fără o cultură a obiectivelor clară, pe de altă parte, mai să spunem, plină de pile de partid, așa că actuala structură n-ar face decât ceea ce ne-am propus ca obiective și ceea ce așteaptă oamenii care ne-au votat să se ducă de râpă. De aceea am hotărât să propunem o nouă organigramă a aparatului de specialitate al Consiliului Județean și de asemenea desființarea a două direcții. Principalul motiv, în afară de ce am spus, ar fi ca să avem o structură eficientă, nu o structură în care unii oameni muncesc și alții nu muncesc. Și e vorba și de responsabilitatea față de cheltuirea banului public. Banii nu sunt mulți și ei trebuie cheltuiți. Banii sunt scumpi, vremurile le simțiți, le vedeți și noastră cum sunt. E bine să fie cheltuiți cât putem noi și cât gândim noi de eficient. Așa că, în ceea ce privește aparatul de specialitate al Consiliului Județean Prahova. O paranteză o să vedeți afișat pe site mâine seară sau mâine, în cursul zilei de mâine, noua organigramă. Ea trebuie să stea 7 zile pe site până la ședința ordinară și atunci o să propunem asta
consilierul județean și dumnealor sper că vor vota în consecință. În ceea ce privește aparatul de specialitate, el are 247 de persoane. O să propunem reducerea la 146 de persoane. Asta înseamnă o diminuare cu 101 persoane, din care, din funcțiile de conducere, din 27 de funcții de conducere, o să rămână 12 funcții de conducere, deci o diminuare cu 15 funcții de conducere. Economia la bugetul Consiliului Județean ar fi cam 120 de miliarde de lei pe an, sau pe 4 ani 480 de miliarde. Ce am găsit aici, doar ca un exemplu, la direcția de administrativă. Care sunt cele două direcții care vor fi desfințate? Vă rog să mă întrerupeți, pentru că vreau să le iau pe rând și nu are rost. Păi nu, dar nu se legă. Ok. Aparatul de Consiliu Județean e una, direcțiile sunt alta. Așa că să rămânem la aparat și apoi trecem și la direcții. La administrativ, de exemplu, am găsit 8 pompieri care aveau ca sarcină să stingă incendiile prin Consiliul Județean sau pe la Palatul Administrativ. Deși avem unde avem ăsta de pompier, cred că e la un kilometru sau nu știu, în caz că apărea un incendiu, ei să atace extintoarele sau mai știu ce. Și aveau salarii de peste 5.000 și 6.000 de lei. La direcția de un asta cu aparatul Consiliului Județean. O să mai propunem și desființarea direcției de plante și întreținere drumuri județene. O direcție cu 55 de posturi. Aici o secție de plante, în sfârșit, care nu se ocupa. I-am întrebat cu ce se ocupă și practic răspunsul a fost cu nimic. Și o direcție, o secție de întreținere. Aici, doar ca să vă închipuiți, deci 4 milioane de lei salariile, 4 milioane de lei tot ce au produs cei 55 de oameni într-un an, să spunem așa. Economiile, sau practic 55 de oameni munceau pentru a produce o cifră de afaceri de 15.000 de lei pe zi sau 1.500 de lei profit ca să plătești 55 de oameni. Aici economia o estimăm la, și dacă externalizăm întreținerea, ar fi măcar 4 milioane de lei pe an, asta înseamnă 16 milioane pe 4 ani de zile. Direcția, o altă direcție pe care o propunem spre desființare, este Direcția Județeană de Bază. ...159 de posturi. Pază avem la Consiliul Județean fie cu direcția de pază, fie externalizată. La direcția de pază ne costă 30 de lei pe oră plus întreținere, echipamente și tot ce mai e pe acolo. La ce am găsit, la ora asta externalizat, ne costă 13-14 lei pe oră. Și evident că
nu putem să continuăm așa. Aici, în mod normal, economiile ar fi de vreo 80 de miliarde de lei pe an. Asta înseamnă 320 de miliarde pe aproximativ 4 ani. În total ar fi peste aproape 1000 de miliarde de lei vechi în 4 ani de zi. Noi o să continuăm analiza și la restul instituțiilor sau din subordinea Consiliului Județean Prahova și o să vă mai ținem la curent cu ce se mai întâmplă. Cam asta ar fi pentru astăzi. Dacă sunt una, două întrebări, vă rog. Dacă nu, săptămâna viitoare o să facem și încă o conferință după ce, într-adevăr, Consiliul Județean și Consilierii Județeani aprobă această propunere de modificare de organigramă. Domnule președinte, dacă îmi permiteți mie, ne-am întâlnit în ședința trecută și ne-ați povestit dumneavoastră de situația cu ventilatoarele și apoi am vorbit și cu doamna directorul de secție de la județean, doamna Nacu, Gabriela Nacu, care a spus că practic e vorba de o informație puțin diferențiată, având în vedere că două dintre acele patru ventilatoare au fost folosite, dar într-o altă secție, nu COVID, asta pentru că spitalul într-o anumită zonă nu beneficia de instalație cu aer comprimat, având în vedere că aceste două tipuri funcționează și cu oxigen și cu instalație de aer comprimat. Și ce trebuie să spune acum, dacă... Să-mi spuneți dacă de la spital, după ce ați identificat dumneavoastră, v-au trimis o fișă scrisă în care v-au spus de ce n-au fost acestea și dacă se vor face investiții în această idee, în această direcție. Nu mai reau cu spitalul. Ați văzut că s-au alocat bani pentru 6 ventilatoare noi, pentru cele 4 care, în sfârșit, nu puteau fi folosite, 2 că nu erau folosite deloc, 2 că nu puteau fi folosite, că erau în altă parte, în sfârșit 10 ventilatoare pentru... Informația pe care l-ați furnizat-o dumneavoastră acum 10... o săptămână înseamnă că a fost eronată. 10 ventilatoare pentru oamenii care au probleme cu COVID. Altă întrebare. Și cele 101 posturi sunt toate ocupate? Că se mai întâmplă să fie nou bugetate, dar neocupate. Da. Sunt 10 vacante. Când veți propune Consiliului Județean desfințarea celor două direcții, având în vedere că vin alegerile parlamentare și cu asemenea măsură n-ar fi tocmai populară? Mâine. Vor fi făcute publice undeva și calculele despre care ne vorbeați mai devreme? Sigur că da, evident. Mulțumesc frumos! Aș avea și eu o întrebare, dacă puteți să-mi spuneți, au apărut schimbări în conducerea unor direcții din structura Consiliului Sigur, Județean? Da, o să vă le comunic la următoarea ședință. Mulțumesc frumos și o zi bună! Mulțumim!